Bună dimineața, copii! Și pacea Domnului! Și mă bucur că sunteți aici, că am o poveste frumoasă pentru voi. Am să vă spun despre un grup de fetițe, cred că erau 4 fetițe care veneau de la școală într-o zi. Așa, poate că erau prin clasa 4-a, 5-a. Și în drum spre casă, mergeau ele și vorbeau și glumeau și la un moment dat au văzut că era un chioșc unde se vindea înghețată. Și una din ele zice, eu mă duc să-mi iau o înghețată, veniți și voi? Și repede celelalte două, că ele erau 4 în total. Deci, celelalte două, în total au fost 3, s-au dus să-și cumpere înghețată. Și una zice, eu stau și vă aștept aici. Cea care a stat și a așteptat acolo, ea n-avea bani. Dar nu putea să le spună lor că ea nu are bani, că era jenă să spună că n-are bani să mănânce înghețată, cu toate că tare mult ar fi vrut să mănânce și ea o înghețată. Și stătea acolo, se uita așa la ele cum își cumpără înghețată și cum savurează așa din înghețata aia bună. Și la un moment dat, un om care nu avea casă, cum îl chemăm noi un homeless, trecea cu un cărucior, împingea un cărucior și venea așa spre ea. Când a ajuns în dreptul ei, i-a pus în mână 5 dolari și a plecat. Și asta s-a uitat, a văzut banii, s-a dus repede să-și ia înghețata și tanti de la înghețată i-a dat înapoi un rest, că nu făcea înghețata 5 dolari, și i-a dat un rest. Ea s-a întors să vadă unde e nenea care i-a dat ei banii, să-i dea restul, și el a dispărut. Și a fost așa, ea a fost bucuroasă că a putut să mănânce înghețată, dar ea se gândea că trebuie să-i dea restul înapoi. Și nu l-a mai văzut. Și a plecat acasă și a fost așa îngândurată de ceea ce a făcut homeless-ul ăla. De obicei, noi suntem cei care dăm bani la un om care nu are casă și care umblă așa pe stradă, nu? Și omul acela i-a dat banii ei. Și omul ăla era un om care era bolnav și care strângea bănuții să-și cumpere medicamente. Dar din bănuții care el i-a strâns, i-a dat și fetiții niște bani să-și cumpere o înghețată. Și au mai trecut câteva zile, dar ea avea tot timpul banii la ea în buzunar, că se gândea dacă cumva vine nenea să-i dea banii. Și într-o altă zi, când mergea spre casă, tot așa, fetele au zis, eu merg să-mi iau înghețată. S-au mai dus și celelalte două, ea a rămas așa uitându-se. Și când s-a uitat așa pe stradă, tocmai venea nenea cu căruciorul lui. Și ea s-a luminat așa fața, a zis, acum pot să-i dau banii. Și când homeless-ul se apropia de ea așa și ea era cu mâna în buzunar să scoată banii, o motocicletă pe care erau doi băieți tineri au venit în viteză, au intrat în el, l-au dat grămadă jos și când el a căzut, el avea două picioare care nu erau ale lui. Amândouă picioarele erau cu proteze. Și i-au căzut picioarele și băieții ha-ha-ha au râs. Și-a mai trecut odată cu motocicleta peste picioarele lui și au coborât de pe motocicletă și au dat și două picioare lui așa. Ce ai te băgat în drum în fața noastră? Au chemat poliția și ce credeți că s-a întâmplat? În loc să-i judece pe ei că au dat peste omul acela, poliția l-a luat pe omul acela și l-a luat la poliție și l-a băgat la pușcărie. Și fetița a rămas uitându-se și a rămas nedumerită, ea n-a știut că nenea acela n-are picioare și că picioarele sunt numai niște proteze și totul era așa, era așa de confuză și ce s-a întâmplat, tot ceea ce a văzut. Și a plecat acasă tot gândindu-se la ceea ce a văzut ea și ce s-a întâmplat și felul în care nenea a ajutat-o pe ea și ea acum n-a putut să facă nimic pentru el. Și într-una din zile când ea se uita la televizor, tocmai era o reclamă unde spunea cine are nevoie de proteze, de mână sau de picior sau orice fel de proteză, să sune la numărul ăsta de telefon și noi vă putem ajuta. Și ea cu bănuții care i-au rămas de la homeless acela, s-a dus repede la un telefon, a sunat și a spus toată povestea. I-a spus și mamei povestea, cum s-a întâmplat cu accidentul și cum homeless-ul n-a fost vinovat de nimica. Și au luat un avocat și s-au dus și cu cei de la asociația care făceau proteze, s-au dus la pușcărie și împreună cu avocatul și cu cei de la asociație l-au scos afară pe omul acela din închisoare, care n-avea nicio vină. A cui a fost vina? Că el a ajuns în pușcărie. Ia spune tu, a cui crezi? Da, spune.
Omul pe motocicletă. Așa este. Ești de acord cu asta? Da. Așa este. Da, și tu. Da, el n-a fost vina lui. El mergea frumos pe lângă trotuar și oamenii, băieții aia doi au venit în viteză și l-au dat jos. Deci a fost vina lor. N-a fost vina lui. Și atunci l-au scos din închisoare și au pus și proteze și pe omul acesta care nu avea casă, într-o altă asociație, i-au făcut rost de casă și el acum avea și el un cămin al lui, avea unde să se ducă, că el n-avea familie, n-a avut copii, n-avea nimica. De aia și dat la fetiță bani să-și cumpere înghețată, că el n-avea copii. Și i-a plăcut de ea. Și acum el avea, chiar dacă stătea acolo în casa aceea care i-a dat-o statul, fetița și cu părinții ei se duceau și îl mai vizitau din când în când. Asta a fost povestea pe care v-am spus-o, dar din care avem de învățat câte ceva. Ce ați învățat voi din povestea asta? Ia spune tu. Știi ceva să-mi spui? Pa da, știi. Că ești fetiță isteață. Am învățat să, când cineva ne dă ceva, să dăm înapoi dacă n-a mai rămas, nu? Să dăm înapoi restul și, mai presus de orice, să ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Nu numai pe noi, trebuie să-i ajutăm și pe cei care nu au, care n-au casă, care n-au familie, care n-au nimica. Da? Ok. Puteți să mergeți la locurile voastre.